Hello, hello, bine v-am regăsit cu etalarea pentru ziua de sâmbătă 25 septembrie. Bună seara pentru cei care mă urmăriți în seara în care fac această etalare. Bună dimineața pentru cei care mă urmăriți a doua zi. Hai să scoatem niște cărți pentru această zi de sâmbătă. Avem la numărul 1, 2, 3 și 4. Pentru aceia dintre voi care vreți să alegeți pe baza unor imagini, pe baza unor simboluri, vă las acum pe ecran niște cristale care să vă ajute intuiția în alegerea mesajului potrivit pentru voi. Nu uitați că puteți să alegeți mai multe cărți, una pentru voi, una pentru altă persoană din viața voastră, pentru iubit, iubită, soț, soție, copii, părinți, prieteni, colegi, vecini și așa mai departe. Astăzi o să începem cu numărul 2. Hai să vedem. Pentru cei care ați ales numărul 2, a ieșit de aici o carte care combină în sine energia pajului și a cavalerului de săbi. Așa că aveți mare, mare grijă în această zi de sâmbătă. Feriți-vă de bârfe, feriți-vă de unelteli, cleveteli, de vorbe spuse fără sens, de vorbe aruncate la mânie, pentru că toate aceste lucruri o să vă facă să păreți foarte imaturi, foarte răi și o să arunce o lumină foarte, foarte neplăcută asupra voastră. Prin urmare, feriți-vă de acest gen de comportamente toxice, dar feriți-vă și de oameni care etalează acest gen de comportament. Astăzi nu este momentul să ascultați oameni care vin la voi cu bârfe, cu povești, pentru că oricum mai mult de 50% din ceea ce auziți o să fie lucruri inventate, false, minciuni. Plus că atunci când întâlniți astfel de oameni, e foarte important să știți că exact cum în acest moment vin la voi și vă povestesc de X, Y și Z, la fel o să facă și în clipa următoare, după ce plecați voi de lângă ei, o să-și întoarcă spatele și o să meargă la alți oameni și o să povestească lucruri vrute și nevrute, adevărate și false despre voi. Astăzi, de asemenea, ar fi important să fiți atenți la anumiți oameni care par foarte modești, foarte umili, foarte la locul lor, dar în realitate sunt foarte ambițioși și nu ar ezita să facă orice le stă în putință pentru a-și atinge țelurile. Așa că aveți grijă, da? Această carte este un mare semnal de alarmă, să aveți grijă, să fiți vigilenți. Aveți grijă atât la cuvintele pe care le spuneți voi și la modul în care vă exprimați, la modul în care comunicați, dar fiți foarte atenți și la cuvintele pe care alții vi le spun vouă. Pentru că astăzi o să reușiți să vă dați seama exact cine sunt acei oameni falși din jurul vostru, cine sunt acei oameni în care n-ar trebui să aveți încredere, cine sunt acei oameni care ar face orice pentru a-și obține țelurile, indiferent pe cine calcă în picioare. Așa că aveți grijă. Dacă v-ați regăsit în această interpretare, nu uitați să dați un like. Pentru mai multe detalii, vă las și link către etalările pe Zodii. Și acum hai să mergem mai departe la numărul 4. Pentru cei care ați ales numărul 4, a ieșit pentru voi aici 4 de monede. Foarte interesant, a mai ieșit odată săptămâna aceasta această carte, cred că la numărul 3. Această carte ne vorbește despre succes material, despre bogăție, despre stabilitate financiară. Da? Deci din acest punct de vedere este o zi bună. Nu o să aveți parte de pierderi materiale, poate chiar o să aveți parte de niște mici câștiguri. Însă semnalul de alarmă din spatele acestei cărți este următorul. Aveți grijă să nu vă lăsați voi conduși de posesiunile voastre materiale, da? Nu uitați că obiectele pe care le dețineți, că lucrurile pe care le dețineți, că jobul, cariera, afacerea, casa, locuința, mașina, bijuteriile, țoalele, toate aceste lucruri
trebuie să lucreze în favoarea voastră, da? Deci voi nu sunteți aici ca să vă trăiți viața pentru a obține lucruri materiale. Sunteți aici, scopul vostru în această viață este să vă bucurați de lucrurile materiale pe care le aveți. Și aici, acesta este semnalul de alarmă. Nu țineți cu dinții de lucrurile materiale pe care le aveți, de obiectele pe care le aveți, de banii pe care le aveți, de cariera pe care o aveți. Nu uitați să vă și bucurați de aceste lucruri pe care v-ați luptat atât de mult să le obțineți. Pentru că dacă nu vă acordați suficient timp să vă și bucurați de abundența voastră, de stabilitatea voastră financiară, atunci spuneți-mi, vă rog, de ce vă mai trăiți viața? Doar ca să acumulați acolo zerouri în bancă? Sau ca să acumulați amintiri, emoții, sentimente plăcute? Da? Aici e nevoie de o recalibrare a priorităților, da, e important să fii serios, e important să ai un loc de muncă stabil, e important să te ții de cuvânt, e important să ai toate aceste lucruri, e important să ai casa ta, să ai mașina ta, să fii independent din punct de vedere financiar, dar este la fel de important și să te bucuri de timpul petrecut alături de familie, de copii și să fii complet prezent acolo cu prietenii tăi, cu oamenii dragi ție. O zi interesantă pentru cei de la numărul 4, mai ales că fiind o zi de sâmbătă, chiar ar fi indicat să mai lăsați deoparte treaba, jobul, afacerea și să petreceți mai mult timp alături de familie. Dacă v-ați regăsit în această interpretare, nu uitați să dați like, vă las în colțul din dreapta sus link către etalările pe Zodii pentru cei care doriți mai multe detalii și acum hai să mergem mai departe la cei care ați ales numărul 3. Pentru voi a apărut aici o carte foarte interesantă care combină în sine energia arcanei majore Justiția și a arcanei minore 8-ul de săbi. Pentru cei de la numărul 3 este foarte important să atingeți un echilibru în viața voastră. De asemenea, dacă cumva sunteți din zodia balanță sau aveți anumite plasamente planetare în balanță sau aveți în viața voastră pe cineva din balanță, e foarte important să ascultați acest mesaj, să fiți atentă la această persoană pentru că aici se întâmplă ceva important pentru voi. Cu 8-ul de săbi e clar că sunteți blocați cumva, dar aici vine Justiția și vă spune să vă uitați atent în jurul vostru pentru că toate aceste blocaje pe care le percepeți sunt doar niște iluzii, sunt niște blocaje autoimpuse. Și atunci trebuie să analizați oare de ce sunt aceste blocaje în viața voastră. Pentru că vă este frică de succes? Pentru că în trecut ați eșuat în această direcție și acum nici măcar nu mai vreți să încercați? Pentru că este mai comod să stai în această situație de compromis, chiar dacă nu este exact așa cum ți-ai dorit tu, pur și simplu pentru că vorba aia, mai bine cu răul știut decât să ai surprize neplăcute în altă parte. Nu știu exact de ce sunt aici aceste blocaje în viața ta, asta tu trebuie să analizezi, să te uiți atent la situația în care ești. Eu tot ce pot să-ți spun este că acestea sunt niște blocaje false, sunt niște limite false. Și aici vine această carte Justiția, da, care și simbolizează zodia balanței, să îți spună să aduci mai mult echilibru în viața ta. Nu accepta injustiția, nu accepta să dai mai mult decât primești, nu accepta să fii într-o relație în care balanța de putere este complet dezechilibrată. Nu mai accepta să renunți la puterea ta, la forța ta, la dreptul tău din naștere de a lua alegeri pentru viața ta. Nu accepta aceste lucruri pentru că toate aceste injustiții sunt parte din sursa problemelor și neplăcerilor tale. Aici vine Justiția, vine această carte să-ți spună că ai mai multă putere decât îți imaginezi și că atunci când îți dorești cu adevărat să faci o schimbare în viața ta, vei putea să faci acest lucru. Vei putea să obții acest lucru. Trebuie să îți reasumi responsabilitatea pentru viața ta, trebuie să preiei
frâiele vieții tale în propriile tale mâini, să preiei controlul destinului tău și să acționezi, să nu mai stai în acest blocaj. Dacă te-ai regăsit în această interpretare, nu uita să dai un like acestui video. Pentru mai multe detalii, ți-am lăsat în colțul din dreapta sus link către etalările pe Zodii. Mulțumesc că ai stat cu mine până la acest punct și acum hai să mergem mai departe pentru cei care ați ales numărul 1. Pentru voi a ieșit aici 8-ul de monede, o carte care ne vorbește despre efort. Se pare că cei de la numărul 1 va trebui să lucrați în această zi de sâmbătă, să depuneți foarte mult efort. Și dacă acest lucru, acest efort nu este în jobul vostru, în cariera voastră, atunci va trebui să faceți ceva pe acasă. Poate trebuie să faceți niște reparații la casă, la grădină, la apartament, la mașină. Poate că trebuie să faceți cumpărăturile pentru săptămâna următoare sau poate vă puneți să vă gătiți pentru săptămâna următoare ca să aveți tot meniul pregătit. Sau poate că pur și simplu trebuie să lucrați la relația voastră de cuplu. Indiferent în ce domeniu al vieții voastre trebuie să lucrați, trebuie să depuneți efort în această zi de sâmbătă, e important să știți că rezultatul final va fi unul foarte pozitiv, pentru că voi aici lucrați pentru mai multă calitate în viața voastră. Lucrați ca să aveți ceva mai bun, să aveți un job mai bun, o casă mai bună, o relație mai bună, o familie mai bună, mai fericită, care să vă aducă mai multă împlinire și mai mult echilibru în viața voastră. Așa că sfatul pe care pot să vi-l dau este să nu ezitați să depuneți acest efort atunci când este nevoie, pentru că la final o să fiți foarte mulțumiți de rezultatul pe care îl obțineți. Și un singur semnal de alarmă vreau să trag aici. Această zi de sâmbătă nu este momentul să faceți rabat la calitate. Fiți foarte atenți la detalii. În orice faceți astăzi, trebuie să fiți foarte, foarte atenți la detalii. Și pentru cei care sunteți elevi, studenți, puneți-vă cu burta pe carte. Ziua de sâmbătă este momentul ideal să vă faceți temele, să studiați, să cercetați, pentru că o să iasă din mâinile voastre ceva de calitate, ceva de nota 10. Profitați de energia acestei zile. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Dacă v-ați regăsit în interpretările mele, nu uitați să dați un like acestui video. Pentru mai multe detalii, vă las și etalările pe Zodii. Vă doresc să aveți o zi de sâmbătă magică. Ne vedem și mâine la aceeași oră. Pa, pa!